Au bonuri de cărbune, dar nu le mai pot utiliza. Asta pentru că nu le-au depus la timp, aici fiind vorba despre pensionarii minieri sau angajații minelor din Valea Jiului. Oamenii care s-au prezentat la sediile societăților de termoficare din Valea Jiului pentru a-și achita contravaloarea facturilor cu bonuri emise în anul 2012 au descoperit cu stupoare că hârtiile nu mai sunt valabile. Având în vedere faptul că, așa cum se știe, Compania Națională a Huilei nu mai există, s-au -au făcut două entități, respectiv Compania Națională de Închideri Miniere și respectiv Complexul Energetic Hunedoara. Ele sunt noile societăți care, până la urmă, vor acorda drepturile conform contractul, contractelor colective de muncă pe care aceștia le au, respectiv gratuitățile pentru. Uh, cărbune și respectiv energie electrică, prevăzute în contractele respective. Pe de altă parte, reprezentanții societăților de termoficare au precizat că din această toamnă nu vor mai primi bonuri de cărbune angro. Mai exact, posesorii acestora vor fi nevoi să treacă lunar pragul casierilor pentru a depune bonuri care să reprezinte valoarea consumului pe luna respectivă.